De vest, de la Becau. Cum ți-a părut meciul din seara asta? Un meci frumos, un meci echilibrat, o echipă bună, poate chiar peste așteptări din partea mea. Un meci echilibrat, au fost mai buni. Ce v-a lipsit astăzi? Nu știu, cred că ne-a lipsit puțin dăruirea. Ne-am dorit și noi, dar nu atât de mult cum și-au dorit ei. Per total, au fost mai buni. A reflectat rezultatul, realitatea din teren? Da. A reflectat, a fost un tur-retur, 6-6 în primul meci. Astăzi au venit mai motivați, noi n-am avut nicio schimbare. Mai greu, sunt meciuri care nu se aseamănă unele cu altele. Arbitrajul cum s-a părut? Un arbitraj bun, un arbitraj corect. De ce să umbli la arbitraj, că aici nu venim pentru arbitraj, venim să jucăm, să ținem cont de fiecare echipă în parte. Obiective pentru viitor? Obiectivele s-au stins ușor. Un obiectiv era competiția de azi, cupa. În campionat suntem în cărți, am jucat destul de bine până acum, mai avem ceva meciuri, chiar cele mai multe din ce a mai rămas, dintre restul. O să terminăm bine totuși. Suntem ok noi. Mult succes pe viitor, mersi frumos.